salutare tuturor, eu sunt Alex și bine ați revenit, fraților, la un nou episod din seria noastră de Metin 2 pe serverul Phoenix. Era să zic chiar Polaris, pentru că sunt deja cam obișnuit cu numele ăla, cu Polarisul. Nu l-am repetat de atâtea ori că deja mi-au venit rău de la el. Ok, și ce o să facem astăzi? Astăzi vreau și eu, mă, să-mi evaluez așa contul. Să vedem, bă, cât costă, mă, contul. Bine, eu știu, dar să-l evaluăm împreună. 42 medie. Cu mob și fatal plus 4. 250 KK. Bă, ești nebun. Bă, astea, frate, merită mai mult, mă. Bă, dacă zici el. Hai. Deci, hai să intrăm în pâine, cum s-ar zice, și să nu mai lungim prea mult. Ok. Deci, vedeți și voi, am M5, nu este ceva wow. Full pe str. Așa. Am aici recordile pe care nici măcar nu o să le bag în seamă. Așa, hai să vedem. Deci, eu mă iau acum după valoarea itemelor. Da, deci nu pun că e M5 cu tare, că poate nici măcar nu contează M5-ul la preț. Dar zic așa că ai de, nu pun că e level 26, că e level 1, că e level 5000. Da, deci mă iau doar după valoarea itemelor. Cam cât valorează așa contul meu ca item? Ok, deci hai să începem cu freza, care e undeva la, dracu știe, 15-20 de milioane, cam așa. Da, deci hai să nu uităm, punem 15 KK. Am aici papucii care sunt undeva la 1 on, din câte știu eu, parcă 100 de milioane costau. Deci 115 KK până acum. Așa. Hai să stau și eu într-un loc să nu mi zboare creierul că amețesc pe aici. Așa. Avem brățarea asta frumoasă 5H6, simplă, nu e nimic wow. Deci care este undeva la 150 de milioane. Deci pun prețurile aproximative pentru că nu mai știu exact piața, dar aproximativ 150 de milioane. Așa, deci 265 KK până acum. Frumos. Ce mai avem pe aici? Circii ăștia. 10 sabi, bă, ăștia cred că sunt undeva la 5 milioane, cam așa, deci 270 KK până acum. Scutul ăsta nici măcar nu-l bag în seamă, deci scutul și circii trebuie să mi schimb neapărat cât mai repede. Deci 270 KK. S-a rămâi 26. Da. Leu ăsta, bă, când am luat eu leu ăsta, sincer să vă zic că l-am luat cu 135 de milioane. Probabil că am dat puțin prea mult pentru că are pietre plus 3. Sabia argint, full 10 așa și mă pătrundere. Păi, bă, stai puțin că al meu așa, deci stai că am încurcat 270 am luat, da? Am luat armura asta cu 135 de milioane. Probabil că am dat, v-am zis, puțin prea mult pe ea pentru că are pietre plus 3. Hai pe aur. M5. Smash. Da, n-am mai băgat nici o aură de o grămadă de vreme, toate că am avut bani și acum am bani, dar în efectiv nu știu de ce nu vine să bag, pentru că îmi tot eșuează și căcaturi. Așa că o să zic că armura asta costă undeva între 100 și 120 de milioane. Deci, nu știu, undeva la 110 zic eu. Deci, avem 380 KK până acum, frumos.
punem ăsta, coiful care, bă, coiful ăsta e undeva la 50 de milioane, între 50 de milioane și 100, eu zic că e undeva la 60 de milioane, cam așa, pentru că am mai văzut coif din ăsta și la 50 de milioane, și la 70, și la 60, și la 80, era într-un timp. Deci, punem așa 60 frumos, deci 440 kappa. Bun. Acum vine argintul ăsta, la care nu știu cum să zic, dar este o problemă. La argintul ăsta este o problemă. De ce este o problemă? Prețul normal la el ar fi, ce mai zice ăsta? Bun, deci am 6 de 2 săptămâni și eșuează într-una. În fiecare zi. Da. Eșuează într-una. Poți numai să bagi bani pentru citite și exo. Da. Deci argintul ăsta normal costă el undeva la 250 kappa. 200-250. Acum ideea este că deci asta este undeva la 250 kappa. Dar acum intervine problema. Faza este că eu am primit oferte mult mai mari pe argintul ăsta. Sincer să spun, stai o secundă, filmez ceva, vorbim după. Am uitat ce vreau să zic. Da, am primit oferte mult mai mari și ultima ofertă, să vă zic sincer, bani cash. Adică am avut la negoț. Da, deci am avut la negoț așa. Ultima ofertă a fost 4 uni pe el, deci 400 kappa pe argint. Probabil mi s-a oferit atât de mult. Bine, acum foarte mult timp. Probabil mi s-a oferit chiar atât de mult și pentru că argint bun, deci argint bun PVP nu prea mai găsești în zilele de astăzi. Cum avea și băiatul ăsta, dar avea 10 HH 4 Dex, parcă, nu? Da, 10 HH 4 Dex. Deci nu e chiar ce trebuie, înțelegi? Al meu are și HH, și sânge roșu, și blocare, și critică, ori pătrundere plus 4, ce căcat să mai vrei de la un argint. Deci, da, 400 kappa. Am primit ultima oară pe el, 4 luni, dar am refuzat pentru că țin mult, să zic așa, la argintul ăsta și nu prea aș vrea să-l dau. Chiar nu prea aș vrea să-l dau. Cu toate că eu pe el, în perioada aia, nici nu mai știu cât am dat. Undeva la 200 kappa am dat pe el. 220, cam așa am dat. 220 am dat pe el. Dar, na. Asta este. Deci, eu pun oferta aia de 4 luni. Că acum, na, știți cum e? Se găsește tot timpul cineva care să dea mai mult decât merită un item. Poate nu merită chiar 400 de uni, dar 300, tot 300 cam așa, tot merită. Da, în fine. Deci, eu pun ăia 4 uni, atunci o să fie 840 kappa. Deci 840 kappa, plus mai am calul negru de vreo 30 de zile. Bă, nu știu cât e calul,
o să estimez undeva la 50 de milioane. Știu că eu am băgat în el atunci când era eventul de vară, eu am băgat 35 de milioane în el ca să-l scot. Na, 35 de milioane în cupe de înghețată. Faza era că 35 de milioane, având în vedere că eu am luat cupele alea foarte ieftin și am mai și farmat. Deci undeva la 50 de milioane cred că costă. În fine, hai să nu-l băgăm în preț. Am rămas 140, da? Și vine curierul ăsta care, bă, eu l-am luat la 2 ani. Doar că la 200 KK am găsit cu 1.5K PV 10 sabie, fără regenerare PV. Așa că ăsta, eu zic că este undeva la 300 de... 300 KK. Deci asta înseamnă undeva la 1 KK, adică 1 miliard. 1 miliard, 1.1, cam așa, da? 1.1 KK. Acum, na, v-am zis, am găsit la 1.5 KPV 10 sabie la 250 de milioane, dar și fără regenerare PV, deci eu zic că ăsta este cu 2 KPV și regenerare PV și 10 sabie. E undeva la 3 luni, eu așa zic. Deci 1.1 miliarde, mai am eu un călugăr PVP care ăla e tot așa undeva la 100-150 de miliarde, doamne, miliarde, milioane, aș vrea eu miliarde. Deci na, să punem, hai, să punem un 1, deci 1.2 KK. Mai am eu ceva iteme, da, astea așa de 5 milioane, 10 milioane, na, cărți și chestii, globuri, care tot undeva la 100 de milioane, dacă stai să te gândești, tot. Deci vine cam 1.3 KK, 1.300 miliarde, cam asta este valoarea itemelor de pe cont, cam asta ar fi. Acum, na, eu ce să zic, bă, nu e cine știe ce, dar având în vedere, doar dacă stați să vă gândiți, că eu practic nu am stat, nu m-am chinuit la contul ăsta să stau, să zic, mamă, cât am muncit eu să fac itemele astea. Deci, eu chiar n-am muncit foarte mult, că na, nu pot să zic căcat, am muncit, frate, chiar am muncit. Dar nu încât să zic, mama, am stat cu orele la farmat sau... Deci, așa, încet, acum o oră la farmat, acum o oră la minat, ba două ore la minat, ba încă o afacere, am vândut ceva scump pe care îl cumpărasem anterior ieftin și tot așa. Acum eu banii nu mi fac... Bă, stai un pic, mă! Bă, frate, ăsta e disperat, mă! Uite, uite ideile. Deci... Bă, frate, acum stau să scriu, se și aud tastatura aiurea. Da. Mai am și mai mult aici, căcat. Uite, am și uitat ideea ce am vrut eu să zic. În fine, eu acum fac banii mai mult din afaceri și având în vedere că piața este cam la pământ, bă, cam greu merg afacerile, adică nu am mai ieșit pe plus cu afacere de o grămadă de vreme, nu am mai făcut o afacere de succes din asta, care să scot, eu știu, măcar 50 KK, 100 KK. Deci, na, e cam aia, ce să zic. Acum mai vreau să-mi iau o șarfă,
să-mi iau un pentagon cu imun plus 4, plus 5, cam așa, și după aia să îl plusez eu și să-l bonusez. Cum ana, vedem și noi ce o să iasă, bă, sper că v-a plăcut. Vă reamintesc, 1,3 KKK, 1.300.000 este valoarea contului, cam așa, fără să mai pun în calcul caracterele și eu știu ce. Da, deci vedeți și voi 8,4 na, capa PV, 8,5 capa PV. E destul de binișor, repet, având în vedere că nu am stat ca un disperat și nu am băgat absolut niciun bănuț. Deci nici măcar un bănuț în cont. Acum, na, alchimie nu am, după cum vedeți și voi. Este în curs de facere alchimia. Acum nu am mai băgat, să zic, în alchimie nimic, niciun bani, niciun nimic, de o grămadă de vreme, n-am mai cumpărat cioburi să fac pe Draconis. Man, asta este. Da, deci, bă, sper că v-a plăcut și dați și voi acolo un like dacă ați apreciat clipul. Și, na, ce să zic. Hai, ciao!